Mersi de 2 euro. Mersi mult de subscribe. Ok. Ese tu! Servus! Servus! Eu sunt 5G, bă! Ciocolom seipe. Ciocolom! Ciocolom! Păi îmi spui servus și nu știi ce înseamnă în pula mea ciocolom, fute-te și în limbă! Șeful șefilor, împăratul împăraților, regele intergalactic al YouTube-ului, influencerul influencerilor, Dumnezeul live-urilor cu Ome TV, ce faci Alex? Mai du-te dracu în pula mea că ai venit, dar ai vrut să dai mega ăla în faliment de băutură, te în pula mă faci pe mine, auzi, influencerul influencerilor, te în gură, dar să mai dezlipea, de dai bere, shot pe un euro, te-a și în gură. Ok. Nu, ești drăguț, sincer. Sunt drăguț? Mi-suci? Da. Bine. Daniela și-a scris pe sân pisoi împărat. Din câte chestii știu eu despre Daniela, ar putea să scrie și Baltagu, bățățe. Mă fardă ok așa. A intrat în curte și făcea. Eram. Ascunde câinele! De ce? Ascunde, domnule, câinele! De ce? Ni mănâncă chinezoaică asta. Ok. Alina Câțenei, dacă ai peste 18 ani, dă mesaj în privat. Am nevastă, da? Merge o aventură, nu? Băieți, Am bărbat. Nu mai contează că... Oricum, nu, e măi, glumeam că eu am femeie, ce ești nebun, am nevastă, adică... Deci tu ai bărbat, nu? Eu am nevastă. Eu cu nevastă mea, tu cu bărbatul. Dacă ne grupăm bine, futem toți. Am cel mai frumos sunet, mă, la membri. Crizatul a venit și el în Ion Schmacherul. Ia să vedeți. Ia. Haide, mă. Zi, mă. Țin pula mea! Nu vreau mă să zic. Crizatul, bine vine la Ion Schmecheru! Ok. În Liverpool. În Liverpool? Îl soți? Da. Ah. Ok. Mamă, e supărat, oră, de tot. Mamă, mă gândesc la ce să zic ca să... M-am mai luat așa bună, zic, dacă mai zic ceva în belip, pula, zic, mă și înjură. Mamă, stai așa, piată, deci eu mă întorc aici și zic chiar bună și zici al bună. De că mă pot să râd și eu. N-am înțeles nimica, eu vorbeam cu asta, ea vorbea, eu nu înțelegeam nimica. Putu-te în gură. Da, frate, tu și să zici de-alea cum zicea oia la Radio România Express cu Dunărea Calafat, 80 cm de aia, știi să zici? 85? Ia zi. Ce să zic? Zi un număr, ce zic? Nu, zi Cernavodă, 35 de grade, hai. Cernavodă, 35 de grade. În franso, en français! În francez? În francez. Cernavodă, 35 degré.